Bună ziua tuturor prietenilor din România! Aș dori să vorbesc în acest al doilea video, continuând discursul pe care l-am început data trecută cu celălalt video în care am vorbit despre accelerația lui Coriolis și despre forța lui Coriolis, știind că forța și accelerația merg împreună cu legea lui Newton. Am vorbit data trecută despre acest elicopter care pornește de la Polul Nord și se îndreptează înspre ecuator și ar trebui să vadă pământul mișcându-se de dedesubt din cauza faptului că aceasta se rotește. Totuși, acest lucru nu se întâmplă. De ce? Pentru că lipsește această împingere, această forță laterală, această accelerație care ar trebui să conducă elicopterul împreună cu pământul. Nu există. Totuși, acest lucru nu se întâmplă. Elicopterul nu vede pământul mișcându-se de dedesubt. Deci, acest lucru ar trebui să fie o probă, o dovadă a faptului că pământul este ferm, nu se mișcă. Totuși, mulți care susțin ideea că pământul este un glob spun, dar este atmosfera. Atmosfera se mișcă împreună cu pământul, se rotește împreună cu pământul și împinge, deci, elicopterul așa fel încât aceasta să se miște împreună cu pământul și să nu vadă pământul mișcându-se de dedesubt, rotindu-se în jurul axei lui. Este adevărat această obiecție? Sigur, este o obiecție bună. Totuși, noi putem să o depășim cu fizică, cu formulele de fizică normală. Deci, noi combatem fizica cu fizica. Acest lucru este posibil pentru că nu toată fizica este greșită. Fizica are niște baze bune, dar apoi are alte considerații care sunt greșite și sunt greșite pentru că cineva vrea să fie greșite. Cineva vrea că oamenii să creadă că Pământul este un glob. Totuși, să vedem cum putem noi să răspundem la această obiecție. Trebuie să considerăm doi elicopteri de data aceasta, doi elicopteri care împreună pornesc de la Polul Nord și se îndreaptă înspre Polul Ecuator. Aceste doi elicopteri trebuie să aibă niște caracteristici deosebite, să aibă aceeași greutate, amândoi, de pildă 5.000 kg, și trebuie să se miște cu aceeași viteză, exact la fel, de pildă 500 de km pe oră. Deci, în fiecare moment, un elicopter va fi lângă celălalt, un elicopter nu va depăși celălalt, pentru că se vor mișca cu viteza la fel egală. Deci, care va fi pentru aceste doi elicopteri care se mișcă în direcția sud, care va fi forța necesară laterală pentru ca ei să se miște împreună cu Pământul în rotația lui în jurul axei? E bine, accelerația lui Coriolis se calculează cu formula 2 înmulțit V, unde V este viteza elicopterilor, este la fel, 500 de km pe oră, înmulțită pentru rotația, viteza de rotație angulară al Pământului. Și este aceeași pentru amândoi elicopterii. Deci, accelerația lui Coriolis necesară este la fel pentru acești doi elicopteri. Și forța este la fel, pentru că avem doi elicopteri, am spus la început, care au aceeași greutate, masă înmulțită pentru accelerația, ne dă kilograme înmulțite pentru metri la secundă patrată, ne dă forța Newton. Ok? Ok. Totuși, avem ceva diferit. Aceste doi elicopteri, care au aceeași greutate, care au aceeași viteză, să aibă
oricum o suprafață laterală diferită, pentru că au o geometrie, o distribuție a greutății diferită. Deci ei oferă o suprafață laterală la împingere, la forță atmosferei diferită. Unul, de pildă, este mai micuț, oferă 10 metri pătrate de suprafață laterală, celălalt oferă 15 metri pătrate de suprafață laterală. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dacă noi avem aceeași forță laterală imprimată de la atmosferă, am văzut acest lucru, oricum nu avem aceeași presiune. Noi vom avea o presiune mai mare pentru elicopterul mai micuț, o presiune mai mică pentru elicopterul mai mare. Dar este ceva. Noi avem o formulă, și fizica ne ajută în acest sens, avem o formulă care ne spune care este presiunea care vine din atmosferă. Formula este aceasta, eu sper să se vadă. Presiunea este egală la jumătate rho, rho este densitatea aerului, înmulțit viteza atmosferei la pătrat. Pi egal jumătate rho, o jumătate de rho, înmulțit viteza la pătrat. Deci, vedeți, viteza e egală la rădăcină și vedeți formula, ok? Deci, dacă noi avem doi elicopteri cu mărime diferită, avem presiune diferită, dar pentru a obține această presiune necesară, pentru ca cei doi elicopteri să stea unul lângă altul și să se miște împreună cu pământul, noi trebuie să avem două viteze diferite de împingere, două viteze diferite pentru atmosferă, care acționează asupra acestor doi elicopteri. Dar dacă aceste doi elicopteri au aceeași viteză, se află în aceeași punct al pământului, în aceeași moment, explicați-mă voi cum este posibil că atmosfera în aceeași clipă, în aceeași moment, în aceeași poziție să aibă două viteze diferite. Acest lucru nu se întâmplă. Deci, voi, mari cercetători științifici, vă rog, explicați-mă cum trebuie să aplicăm formulele de fizică, formule bazilare, simple, ale fizicii, pentru ca să se explice acest paradox. Este evident, acest doi elicopteri nu se mișcă împreună cu pământul, pământul ar trebui să se miște dedesubt. Acest lucru nu se întâmplă pentru că pământul este oprit, nu se mișcă. Aceasta este răspunsul meu la această obiecție. Deci, atmosfera nu acționează, acționează împingând elicopterul așa fel încât aceasta să se miște împreună cu pământul, pentru că dacă ar fi așa, acestei doi elicopteri despre care am vorbit ar trebui să primească atmosfera cu două viteze diferite, unul de la celălalt. Acest lucru nu este posibil. Eu vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat, vă salut și ne vedem la videoul următor.